Acum se pare că este la modă ca fiecare castel să fie scos la vânzare. Un exemplu demn de luat în considerare este anunțul publicat pe mai multe site-uri imobiliare din străinătate, din care reiese faptul că pentru castelul Husar din Apalina se cere suma de 1,6 milioane euro. Edificiul nobiliar de la 1720 a fost retrocedat de-abia în 2008 moștenitorilor de drept. Cine va cumpăra vechiul domeniu nobiliar va beneficia și de aproximativ 19 hectare de teren. Conacul a fost construit cam prin secolul 17, mai precis în jur de anul 1670, într-un stil renascentist. A aparținut domeniului Gurghiu, stăpânind de mai mulți grofi de-a lungul anilor. Sigur, reprezintă un lăcaș de cultură. A reprezentat un lăcaș de cultură multă vreme, dar a fost locuință, mai bine zis. Castelul este înconjurat cam de vreo 15-16 hectare de teren cu arbori exotici, am putea spune chiar cu un parc dendrologic cu pomi de esență rară, un lac de agrement. Starea avansată de degradare a conacului din Apalina, așa cum era recunoscut la un moment dat, se vede cu ochiul liber. La fața locului, o parte din tavan este prăbușit cu tot cu acoperiș. Apropierea de monumentul istoric lăsat în paragină se face pe riscul fiecăruia, din cauza faptului că mereu se desprinde o cărămidă ori o bucată de tencuială. Starea castelului se pare că e destul de slab întreținută, clădirea propriu-zisă. Castelul rămâne pentru regineni un punct de referință al evoluției economice a domeniului Gurghiu. Cine va dori să renoveze din temelii monumentul istoric va trebui să scoată din buzunar o sumă poate de 10 ori mai mare decât prețul castelului în sine, cel mai de preț fiind terenul care adăpostește un adevărat parc dendrologic.